Dragi prieteni, iată că și se termină acest an 2016. Cu toții intrăm într-o frumoasă perioadă a sărbătorilor de iarnă. Crăciunul, anul nou, după asta iarăși Crăciun pe stil vechi, așa e la noi la moldoveni. Și cum se cuvine la sfârșit de an, tragem liniile de bilanț. Ne uităm în urmă, ne gândim ce a fost bun, care au fost provocările, lecțiile pe care avem de însușit din experiența pe care am trăit-o. Și ne propunem ca împreună cu cei dragi, reînnoiți, cu noi speranțe, să pășim în nou an 2017. De aproape 6 luni deja filmez emisiunea mea Diplomația Populară. În acest răstimp am întâlnit zeci, de fapt sute de oameni în toate colțurile țării. Oameni foarte interesanți, calzi, sufletiști, mulți din ei înțelepți. Cu siguranță am învățat multe și sper că am reușit să împart și cu dumneavoastră câte ceva din ceea ce am văzut și am descoperit. Și este firesc ca la acest sfârșit de an, în ultima săptămână, să nu fac o emisiune despre politică, nici despre sărăcie, nici despre corupție, ci să-mi adun pe câțiva din oamenii, eroii, de fapt, emisiunilor mele, într-o singură ediție, să-i mai auzim încă o dată, că avem multe de învățat de la ei. Bună oară, uitați-vă cât de sufletistă și plină de viață este doamna Maria din satul Palanca. Doamna, bună ziua! Bună ziua! Ați prins mult? Da. Și? Atât? Unu? Eu dumneavoastră sunteți. Din la Chișinău. De Chișinău? Atâta? Da. Numai unu? Da. Cum vă numiți dumneavoastră? Maria Marusia. Doamna Maria, mie spune Andrei. Avem o emisiune despre viața oamenilor. Diplomația populară. Mergem prin sat de la Chișinău. Știm cum trăiesc real oamenii. Ce gândesc? Oi rău trăiesc. Neajunsuri. S-ai și vinde, măcar, dar de vândut n-ai nică, curat pe pensii. Dar așa cu bolniță, e că asta iarnă când așa s-a lăpat, 15.000 în cheltuit. Unde s-a cine v-a făcut-o? Eu. Iată, aș prind din pești. Eu. Dar cât ați prins cel mai mult? Cel mai mult am prins 71. Ce, 71 de peșteșori? Da, eu întotdeauna e număr. Dar azi de la ce oră stați? Numai înainte nevastră am venit. Ah, deci... Dar vântul dacă bate de la schinare în coașa, atunci e pește noi. Dar vântul așa și bate? Da, așa și bate, de tot nu prinde. Uh-huh. Nici nu dovedești să te uiți când... Da. Tragi, ce, gata! Nu. Nu, gata, eu vreau că stăm să prindem un pește. Mimo. Eu anul ăsta încă căprile mele mă mai trântie de trasă. Adică? Vine mașina, eu nu mă strec trasa. Da. Dar pe una o leg, dar pe alta o las dezlegată. Fieșă de pășeie. Mhm. Și? Amu, dar avem și un țăpșor în tel, îl chema Vania, când am lotăiet băietul. Un băiet cel mare din Tudra și lotăiet. Mhm. Vania îl chema, chiar așa Vania îl chema? Da. Dar căprile cum le chema? Iana și Zoreana. Normal. Am ajuns la mijloc trese, una s-a spărat amândouă, dar le-a legat cu o ață pe amândouă. Eu ți-o udiișe. Amu, Iana aleargă încolo, Zoreana aleargă încolo, dar Vania vine, psh, cu ața și m-a dat jos. M-a dat jos, nu mai știu eu nică, văd că da mă ridică. Mă ridică șoferul și zice, vezi o nebaște dorogă. Бачила я дорогу, а ви ж видите, що делали козі. Да. Ще суду сім, ще пану суболя лягати, що лямбатут і лігіні. Нормально, так ну аскульта. Касовніть лямбатут дій. Та піфанюша вона стає. Піфанюша вона стає. Єл он калкат требує. Менті мої удати мої. Да. Ура! Ура! Наші побігіли. Așa e, așa e, așa e. Unde? Ia câte ieșe, îl scot eu? Normal, normal, dar e greu, doamnă. Da. Cum trăiți? Mușim ca negri, străim ca aghi. Asta. Noi nu avem, zicem, țară săracă, avem țară prost condusă. Uh-huh. Nu există țări bogate, țări sărași. Dar mă rog, de nu știu să ne faci. Spune, de ce te mândrești în satul tău și în țara ta? Mă mândresc așa, sunt oameni buni.
care te ajută, sar în ajutor. Și nanul meu vine foarte, mă ia cu calul și mă plimbă. Așa. Și eu mă mândresc că el pe mine mă învață multe. Dar pentru tine patria este nanul tău. Da. Așa? Da, Moldova e patria sau cum o simți tu? Eu simt Moldova că e o țară frumoasă, care oamenii sunt buni la inimă. Așa, dar ce lipsește? Lipsește că oamenii se duc prin alte țări și lucrează și uită de mamele lor, și tații lor. Așa? Și nu mai vin acasă. Și ce fășem încă? Legam, dacă vașele alergau, le legam așa ea, una de alta, că sunt alerge, atâi cu minte, dar mereu aleargă. Da. Le legam una de alta și mai avea unul o capră și legăm și capra care era legată de un corn, că o zis că mă târâie. Când capra și ea își rupe cornul și murdară de sânge și fuge acasă. Tata se întâlnește cu dânsa și ce plângi mai aici? Capra și-a rupt cornul. Nu plângi, că eu îi tai ghetă. Așa l-a plânge mai tare și că nu, că eu așa-i cură sânge. Ne râdem, noi mulți eram pe deal. Erau niște vânători. Treceau trei vânători pe lângă noi. Dar noi ne jucam cu batistele de aniresele. Ne legam așa batistele. Eram undeva, chiar clasa a doua, a treia, așa eram. Ne legam batistele așa, ne fășem niresă. Auzi? Și dansam. Dansam noi cum dansează lumea la anunț, la cum atridem, mai cântam. Trec vânătorii și ea, da, niște băieți erau cu noi. Cu un câine și avea un cânișor drujoc. Merge și îi rupe rochea așa din urmă. Mă apuc călișeala când dansam, mă apuc și îi rupe rochea din urmă. Las că eu mă duc la tata și îi spun eu lui tata că tu ai lăsat câine și ne-a rupt rochea. Nu, vinovat, eu nu vinovat. Vin vânătorii și ești, ferește lângă câine. Dar el ala puc așa ea pe cânișor de gât. Ferește lângă câine, că dacă eu rup rochea fete, că eu ți-al împuș. Ia și îi împușcă câinele. Al chema drujoc. El ieși-al de băietul și ala Petrică, ieși-al de în ripă, dar ieși-o în frate Fedea. E, dusica de amasă, zicem că am venit la ripă la drujoc, dar noi zicem, ne ducem la corbul la jiței, că acolo s-au crescut jiței. E, dusica de azi de amasă, zicem că venim la ripă la drujoc. Unu, dar zâmbiți odată! Da, Cum iată așa domnișoara să plece din Moldova? Nu? Te căsătoresc cu un italian, rus, american, ca spre asta, dacă plecați, nu? Sau cu moldovean. Așa e? Da. De ce? Ce am moldovean? Ce-a iubit! Într-adevăr, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și ce-și dorește cel mai mult o domnișoară la 18 ani? Fii fericit! Ce înseamnă asta? Ce înseamnă fericire pentru Mariem de la Bardar? Să am ce-mi doresc. Ca bărbatul meu să mă fac fericită. Măricica, vină și ascultă! Dacă dumneavoastră credeți că doar doamnele și adolescentele știu secretul unui cuplu fericit, vă înșelați. Și eroina noastră, la doar 9 ani ai săi, deja cunoaște care este ingredientul principal al unei familii de succes. Cum să fii soțul tău? E ca ce calități ai lui el? Să fii bun și să mă asculte. Și să nu fumeze, tu ai spus. Da? Asta e important, să nu fumeze. Da? Și tine se ascultă sau tu pe el, nu mă, n-am înțeles. Eu de el pe mine și eu pe el. Adică să trăiți în pace și înțelegere. Trebuie să iei cu minte bărbatul? Da. Da? Să asculte unul pe altul. Unul pe altul? Da, unul pe altul, sigur că. Fiecare din noi contează, adică dacă ne ascultăm unul pe altul. Da, da, că într-o familie e foarte important respectul și ascultarea. Asta foarte mult contează. Maricica a spus că e foarte important soțul să o asculte. Corect. Da, apropo de asta, ce spuneți? Veronica, da? care trei calități cele mai importante la un soț sunt? La un soț? Da. Să asculti soțul ea. Asta, unu? Mai departe? Doilea, să o stimieză? Snobată. O, snobată. Că mai sunt care mai dau cu pumnii. Sunt așa și la care? Da, lăsați. Da, nu numai lăsați. De tate, dar eu a fost. Ha? E nu a fost, nici, poate și a fost, dar nici nu a fost, nici la ce. Am un stare gramotne. Toți vor să trăiască gine, să nu lucreze, să mănânci bun. Dar cum trebuie? Trebuie să lucreze.
trebuie să lucrez. Dar cum am lucrat noi? Ha? Noi am lucrat cu sapă în mână, noi pe amiam, blam la părniși, facem piretruscă, dar la care brigadă ați fost? La vtăraia sau tretie? Noi am fost în piata, eu am fost. Piata e brigadă, da. Piata e brigadă am fost, așa. Da. Numai noi am fost proști, am lucrat în colhoz, n-am știut nică de fiele așa, hătrii. Hai, știu. Sănătate multă, domnule Lena. Hai. M-ați recunoscut? Da, 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 pe coroapca asta care iese. La, care ne arată pe împrejur, da, da, eu împrejim, ne uităm, azi, după aceea discutăm. E ca la o masă rotundă, discutăm, azi, ce mai spun pe coroapca aceea? Ce mai spun pe coroapca? Spun că e ca de grabă o să duc miliardul înapoi. Nu mai despre da, 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 șaz, cum spune, e ca... De acolo să vede după mojilă, că e ca vine, vine, vine. În multe sate am fost. Dar așa, sentiment patriotic aici, eu n-am întâlnit. Toată lumea subliniază, noi suntem Moldova, noi suntem Moldova. E tot drept, e tot drept. Cu toate că jumătate au pașapoartă transestrenie, că dumneavoastră aveți? Eu n-am. Sunteți primul pe care l-am întâlnit, da? Care sunt aibă. Eu n-am. Eu sunt patriot al Moldovii. Da. Și n-am nici rusesc, nici românesc, dar am moldovenesc. Oh. Ia că trebuie să mai bătrân, 4 ani, tot așa am cuvinte. Andrei Vasilici, mi se pare. Andrieș. Andrei Vasilici, Andrei, Mâncare de bărbători. Eu am spus atunci la noi cum pot vorbi, dar... Și băieți, băieți, așa, repijor, pe ăsta și ia să privească. Mulțumesc frumos. Da, 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 da. Mulțumesc. Dar trebuie bine aici, aici nu-i blocadă. Noi... De ce calități, de ce președinte are nevoie Moldova? Bun. Ia că spui. Scrie ăsta și spune la tăt Moldova. Spune. Și bă, că poți... Liberal, democratic și жесткий. Eu spui că om să fie iubitor de țara lui. Жесткий, Андрей. De moștenirea care o căpătat-o de la părinții, de la bunicii lui. Să iubească țărișoara lui care este. Săracă, nu, cum spune, cu capacități reale, așa cum spune. Cum da, așa cum, cum a s-o iei în timpul de față, cum spune. În primul rând. A doilea, iubitor de poporul ăsta. Stimeze poporul ăsta, să-i asculte care poziția a omului și după aceea să o discute, să primească hotărârea. Cea mai desă întrebare care ți se pune în Basarabia despre Transnistria? Nedumerire, care e comentat? Acum așa, Marina, dar de fapt este noi credeam că altfel, că ce credeam noi că e altfel? Prima ceea ce vine de la o persoană străină, a, vă sunteți separatiști, da? Da. Și eu zic, da. Nu știu de ce toată lumea așa ne categorizează. Aici gardieni, vameși, pacificatori, aici Nistru. Cum e să crești în Dorotskaya? N-aș spune că e foarte dificil. Poate că noi am fost aici și deja știm care e situația. Pentru noi așa și trebuie să fie. E mult mai ciudat când la facultate sau în altă parte faci cunoștință cu persoane noi, le spui de unde ești și reacționează foarte ciudat și nu-ți dai seama de ce. După asta, când devii mai apropiat, ei îți explică, a, păi cum la voi acolo? Lor le pare la că... voi acolo unde? Adică în partea asta, în stânga Nistrului. Le pare că e ceva mai ciudat, nu știu, am persoane care în general... De Transnistria știu foarte puțin. Celor le pare că noi trăim mult mai dificil, mai, nu știu, nu suntem așa moderni, pentru că eu nu văd nicio diferență între noi și ei, asta e... Спасибо, что приняли. Вы первый дом, у вас же первый дом. Калитка была открыта, а когда калитка открыта, ну, значит, не бои... Я выгоняла там гусей. Выгоняли гусей? Хорошо. Вот как я живу, вот. Бедно, бедно, бедно живу. Блин, а такой запах дым. Дыма, дым. Что такое? Только растопила печку и... Ну правда дым, а что вы там готовите? Только поставила воду греть, посуду перемыть там. Угу. Мне воды в доме нету, ага. Нет туалета на улице. А это ваш сын со свадьбы? Или внуки нет, уже? Нет, это
правнучка самая маленькая. Что, как зовут ее? Ее Карина, а его Миша. Ага, ну, и вот и бабушка. И они сделали бабушки фотографии на память. Спасибо, да. Какая иконица Святого Николая, когда на Бунике тут ошибка? Да, икона де Кононинг. Данщан воскунула. Чар воскунула? Да, ком. И периода Совета? Да, по ее день 36, а 81 день они кушали. Да, урком воскунула дупа дежа, дупа разбой дежа. Да. Ну, Чинзешоп не мама ретатью. Чинзешоп. Ша, отсвос на бисерика? Да, ком. И ра бисерика на сват, на Чинзешоп? Ну, на Саратене. На Саратене, ага. И рукам да ярко, и рам передавая, ее мастерие. Передавая. Ам ж медали, ее гностов. Да, мунчит. А мучит ты тебе. Так кому умеешь обсудить для пенсии? Да. А так, ну, а мы еще такое суто, что, ну, что, когда нам шитла пенсии, дам к тёляка, он сумеска, а долго. А, где Боргит, баба, ну, Боргит. А что баба Боргит? Ну, и фарты мне баба. Ой. Эксакт. Сервисим фардиджи. Елена Ивановна, лантарши, моим де лукру. Абиам интрас, инди с прямом, кухарем Боргит. Таси жинавец, просто де аноеста? Да, де аноеста, да. Та де он гласла? Singura s-a făcut vin? Singură. Singură cu mâinile astea. E bunjină? Coptiei m-au ajutat. Dar că anul este de m-au rămas nesăpate. Nu pot. Cât gin a făcut? Vreo 200 de litri? 500 de chile. 500 de chile. Ah, deci în două butoaie sau în două butoaie? Unu. Unu de 500 de litri. Haideți, ia uite, ia uite, sens gospodare. Iată cum reușit singur la 80 de ani. Cât? 80 de ani? 81. E extraordinar, nu, slavă Domnului. Unit, ai primit corespondent în casă. Dar nu suntem corespondenți. Eu știu, eu mă pricep. Așa. Deci. I-am povestit, ce aveți aici de asta? Am patlajele, am pus pentru mine neajun. Așa. Este de 500 de litri, da? Aha. Nu, haideți. Hai, cu un 50 de grame așa. Câte ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Câte ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Așa-i? De sănătatea dumneavoastră, Bion. Mulțumesc. Sănătate, trăiți și să vă crească. Faceți dreptate. Să nu știi război. Iaca. Asta e cel mai important. Asta e cel mai principal, dar restul. Da. Da, impresionant. Acum le-am tăiat pe toți și amul le duc la dos. Așa? La uscață, că spun că iarna și e mare și friguros. Haideți, mulțumesc. Sănătate mult. Hai, succes. Vă doresc sănătate. Mulțumim. Mergem mai departe să vedem. Valerianș, prezident, каким он должен быть на нас сейчас? Избрали Дадона, что от него ожидаете? Нормально, чтобы он и с Западом, он нейтральный. Я же швейцарский вариант. Правильно. Я за швейцарский вариант. Ну, что эти люди жили, даже Гитлер их не тронул. Чем они лучше, чем мы? У нас прекрасные земли, все. Что, сейчас взять, распродать землю кому-то? Чья гирька? Это сколько, 32 или 16? И не переживайте, я 61 рукой поднимаю. Сколько? 60. Валерич. Я тебе серьезно говорю, мой выбор. 60 килограмм одной рукой. Вот я это... видел мастеров спорта по штанге. Вы? Да, которые не могли это сделать. Они поднимали много, но... Выше, выше. Я не собираюсь столько. Но дрожать уже начал. Я раз 30 когда-то поднимал эти штучки. Ну скажи 60. Я имел в виду 60 килограмм одной рукой. А-а-а. Ну на всякий случай. Давайте. Левой что ли вы? Я могу показать. Левой? Нормально? О! Уже устал и да, поясница да, да. С утра работает. Мне не надо. Да, нет, нельзя, брат. Не-не. Iar rămânem așa, cu comandă de sus care a fost, ea că ați zis. Dacă nu mă greșesc, în octombrie, pe 30, nu știu când, să alegerile prezidențiale. Așa e. Ia să vedeți, chiar și Nichic la conduce. Stați, dar cine conduce? Cine conduce? Cine conduce? Din spate conduce? Să pui cum? Asta se simte. Și să cotiți, că dacă a fost
prezidentul ăsta, cum îi zice? Ziana, să zic. Cum? Prezidentul ăsta nostru, cum mai, cum mai zice? Mai, ai, văd, polița, eu le-am... Cum e prezident? Care e numele prezidentului? Snegru? Nu, Snegru ăsta care a fost până muianu. Eu ăsta, eu l-am... Bai, bai, bai. Domnul Andrei, Gimpu? Nu, da, Gimpu. Ăsta care e bătrână muianu. Voronin. Nu, Voronin. Eu știu, dar Nicolae... Nicolae Timofte. O, e așa. Și cum să cotiți că Timofte o condus sara? Nu o condus. Timofte l-a condus. E și din urmă, ea, că eu pun niște oameni, și din urmă, eu merg cauză, el spune, merge în stânga, merge în urmă, merge în urmă. Mie spune Andrei Popov, să trăiți. Cum o numiți? Ana. Ana Fiodorovna. Unde e miliardul? Am ea de la mână. Da. Păi, o început. No, dar cât ar fi un miliard? Da? Cum vedeți acum? Un miliard de lei. Un miliard de lei, no, lei din asta nu cap. Asta un miliard de dolari. Dolari da, încă? La lei asta sunt 20 de miliarde. A? Dar cum ar fi? Cum ar fi? Abia n-aș bea cu nimeni. Nici cu sângul n-aș bea am banii ăștia. Că-ți vorbi cu mine. Fiind mă închide. De ce? Mă judec cu banii ăștia. De unde se dunea luat? Nu, dar unde a dispărut ei? Dar unde a dispărut? Mă Dumnezeu știe unde a dispărut. Ei, nu, chiar numai Dumnezeu. Ei, mă, cred că Dumnezeu așa a vrut. Domnul Andrei, eu dacă vă spun, e așa, în glumă, nici nu știu cum scrie miliardul. Ia, Sirioșca. Sirioșca, știu. Da. Haideți așa. Cât sumă costă? Hai. Unul de 3 milioane, unul de 3 milioane, unul de 3 milioane, unul de 8. Stai. De ce 8? Păi, честно, nu știu. Am scris-o mă așa să mă prostez, dar iau ai banii ăștia, tu înțelegi? Ia n-o ascultați. Clouul mi s-a dus, dar țărcul a rămas. Da, da, dați-mi fac pentru mine niște calcul ce-am eu. Ce-am și calcul? Ce-am și calcul? Un miliard. 1, 2, 3, 4. Cât e de 0, numărează. 10 mai pune acolo. Nu mai 10. Nu, nu. Dar cât ai? Băi, dar pe ăștia-s banii, de la ce ne-am lăsat. E plus, vă spun, am un caz. Ia mă zic. Nu, dar e ca să-i dă 10, ajunge, ajunge, stop. Ajunge. Asta e prea mult, asta e trilion. Ajunge, am zis, l-am scălat 10, Andrei. 10. Noi de mâine am cam dezamăgit, știți? Știu. Vin alegerile, dar aici Lumina a ridicat-o cu procente, nu cum așa? Lumina ridică, gazul ridică, nu cum se duce el cu palc să alegi? Cum să alegi? Dacă pensia mică și dacă o ridică cu 8%, 3 lei ar fi Lumina. Dar pensia ridică, nu? Care pensie? Da. Două capii și ridică pensia. Dar îmi schimbă stabilitate. Dacă ar ridica și pensia, măcar cu 20%, dar așa 8%, vă gândiți la 8% Lumina. Ui, dar asta se scrie? Se scrie, tot. La televiziune ne-a arătat și ai vedea. Dar pe mine e filmat? Da. Da, pui. Ei, da. Valentina, Valentina, că asta e aparat micuț, vezi, eu singur. Și primesc cu aparatul mobil. Nu mai spunem nimic. Ei, chiar așa. Ne-a luat duși, dar noi aici în rămâne da, și... Dar ce rău ați spus, da? Dar ce vi se poate întâmpla? Ia, hai să ne gândim. Nu poate găinile cineva să le iei. Aveți găini? Nu. Îmi spune... De cineva din sat și... Nu, dar eu nu întreb din sat nimic. Eu nu întreb din sat așa, general, despre situația în lume. Hai, hai, Valea, până dimineața arestat-o încet. Dar eu cred până de seara. Și dimineața până de seara. Măcar și ne lăsați să vindem, să vindem poama. Hai să eu... Dar să nu... Eu cred că... Nu, eu cred că nevoastră nu mai pune stăt. Ei, dar cum nu mai pun? Eu tot zic... Dar dacă și scrie, stai, că pot șterge, eu nu știu. Dacă... A pune numai și-i place, dumnealui. Da. Dar noi tamam da, vorbim și și-i place. Da. Că e catalogărăm pe Dodon, pe... Dar de cine a spus că mi-e place că o crezi pe Dodon? Eu nu am spus, eu cu cine țin, cum credeți? El chiar așa. Dar vezi, ne-am pus cu noi. Cu Dodon! Nu, cred. Știți-le că ți-ai crescut asta? Da, e cred de să-l luăm? De să-l luăm. Ei, Jean, nu promit? Ia, da și. Și culoare. Bula, nu se poate acum. Bila muia e făcut, e proaspăt. Cum acum ai făcut? Așa, are muia o săptămână. Ce televiziuni arată aici? La ce noi? Posturi prindeți? Iacă dumneavoastră, ce priviți? Prime-ul numai și Moldova. Numai Prime-ul și Moldova? Și Moldova. Altă nică. Eu cu de televizor mă sfădesc, tașeți, nu grăiți atâta, că nu-i drept nică. Dar ce nu vă place că vorbesc de la dacă multe mișuni spun și când, când la sfârșit să vede până la urmă vorbile lor. Și nu-i drept. O furat, o furat.
Nu ne-a dat. Cine a furat totuși, a? Nu știu. Miliardul ăsta, cât e miliardul ăsta? Nu știu. Sau că l-a probat pe drum și l-a probat, el a furat. Merge mașină să schimbi o sac cu bani, dar ce n-a chicat la mine la poartă. Tot satul așa a avut bani. Paie verde, busuioc, mă chemat, badea la joc, mai trai la 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 la. Paie verde de mușcate, paie verde de mușcate, nu mă duc că superate. Trai la 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 la. Ce le doriți tuturor cetățenilor Republicii Moldova în limba ucraineană? Я вас кохаю всех. Ага. Ты молдовен? Да, ну да. Ты украинец. Либо украинецкая, ты молдовен, да? Да. Значит, я кохаю. В приму рынд. Я вам прочитал телевизор, программа, скорее, что шуется кажу, что? Ага. Украин? Да. Ага. Шиколо, он требат лапи... Да, у фост он, он у каре в шеду там пушкарии. Шел он требат лапи... Какое самое сладкое слово и красивое слово делал. Фарисы гандят, вот мама. И коррект. Коррект? А пек аша, что я респонд. Принципалу и санататя, шпася. Да, на эмоции да. Я как-то стою. Шила молдовен, шила украинен, на тете луме. Как он уфос до пара разбой, с импарцов кубкатку с дипыни. Кой фос на разбой, шесть. Да, а мутецы, как кыни, уну ку алту, с мененькой. Пентру ши. Thank you.